Dacă binevoie să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și cred că ar fi nimerit să citim întregul pasaj despre evenimentul cinzecimii. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cerniști din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Parți, mezi, lamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, din dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii între alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, Bărbați iudei și voi, care, voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minun jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Să ocupăm locurile. Aș vrea să fac o mică precizare. Am un obicei, ori de câte ori studiez vreun text din Scriptură, cu tehnologia de astăzi poți să ai acces la sute de Biblii care există. De obicei mi-am pus în iPad-ul meu, am totdeauna vreo 20 de Biblii românești, de la prima Biblie care s-a tradus și s-a publicat în limba română până astăzi. Și îmi place să trec prin toate, să văd versetele cum sună, traducerile, mai ales traducerile vechi, uneori neașteptate, formulările traducătorilor de pe vremea aceea. E bine, prima Biblie integrală tradusă în românește, 1660, 1650, a fost primul testament, testamentul de la Alba Iulia, de la Belgrad. Traduce foarte interesant versetul, versetele acestea din Faptele Apostolului, capitolul 2. Acolo unde spune că erau din Pont, în traducerea aceasta, spune de la Marea Neagră. Este șocant, nu? Să îți dai seama că Pontul, Pontul Euxin, cum îi spunea Mării Negre, este menționat, Marea Neagră este menționată în textul de la Rusalii, locuitori care locuiau în jurul Mării Negre, nu? Sunt prezenți la Ierusalim de Ierusalim. Acum Marea Neagră e mare, nu? Cine știe de unde veneau ăștia. Dar așa ca român, nu, nu e așa că ne-ar face mare plăcere să știm că ceva daci, nu? Sau ceva evrei care se stabiliseră în zona Constanța, nu? Așa, s-au dus de la Ierusalim și au participat la evenimentul Rusalilor. Ar fi ceva extraordinar, nu-i așa? Totuși, numele acesta Marea Neagră menționat în textul Scripturii este foarte încurajator pentru mândria noastră românească, dacă vreți. Bine, textul ne spune foarte clar că în ziua de Rusalii niște limbi ca de foc au venit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre cei care au fost în odaie de sus. Limpica de foc. Dacă vă aduceți aminte, Ioan Botezătorul când a vorbit despre Domnul Isus Hristos, el a spus un lucru remarcabil. Eu vă botez cu apă spre pocăință, zicea el, dar după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc sandalele. El vă va, va, va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, cu Duhul Sfânt și cu foc. Adeseori sărim peste ultima aceasta parte cu foc, pentru că uneori ni se pare prea de tot, nu? Ce fel de botez e la cu foc? Apoi am mai venit noi și am adăugat că este focul încercărilor și va veni botezul focului, necazurile, suferințele uh, peste noi și ăsta este de fapt botezul focului și nimeni nu o să scape de un asemenea botez. Oare chiar despre asta vrea să spună Ioan Botezătorul? Eu cred că Duhul Sfânt și focul sunt una și același, același lucru, unul și același lucru. Uh, Vreau să spună Ioan Botezătorul va veni, cineva care este mai mare ca mine, care vă va boteza, va pune în voi un foc, în oasele voastre un foc, o râvână atât de înflăcărată pentru mine și pentru împărăția mea și acesta este de fapt botezul Duhului Sfânt, un foc care vine de la Dumnezeu și se așează peste fiecare dintre noi. Pledoaria mea în această zi de cinzecime este să reaprindem focul acesta care este în noi. Este oare posibil sau nu? Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune: Reaprinde, reînflăcărează darul care este de la Dumnezeu și pus în tine. Reaprinde focul ăsta. Este în, în, în posibilitatea ta, Timotei, să reînflăcărezi darul Duhului Sfânt care a fost dat prin prorocie și prin punerea mâinilor de ceata prezbiterilor, așa, reînflăcărează darul acesta. Eu cred că Biserica Domnului de astăzi ar avea nevoie să reînflăcăreze flacăra asta Duhului Sfânt. Biserica Pentecostală are nevoie să reînflăcăreze flacăra asta care i s-a dat, focul ăsta care a venit de la Dumnezeu. Și este în, în, în posibilitatea noastră, la îndemâna noastră, să reînflăcărăm focul acesta, să-l uh, facem să fie din nou viu și puternic în viața noastră. Acum, despre simbolistica Duhului Sfânt, există enorm de multe simboluri despre care se discută, dar în ceea ce privește focul, ca un simbol al Duhului Sfânt, a prezenței Duhului Sfânt, el are câteva caracteristici foarte importante. În primul rând, nu poate fi oprit. Când pornește focul acesta de la Dumnezeu, nimeni nu-l poate opri. Nu este ca și incendiile de prin California, nu? Când vedeți la News câte un incendiu de asta din California, nu, sunteți bucuroși că locuiți în Arizona? Eu sunt foarte fericit că sunt în Arizona, nu? Ar fi îngrozitor un incendiu din acela. Și tot ne povestesc că numai 10% e localizat, urmă, și așa mai departe. Și în final, numai Dumnezeu cu o ploaie zdravănă vine în salvarea situației, pentru că atunci când pornește un asemenea foc, foarte greu mai poate să fie oprit. E bine, focul ăsta care vine de la Dumnezeu n-a putut să-l oprească nimeni niciodată. Moise când a văzut rugul aprins, a văzut un foc care nu putea să-l stingă nimeni. Focul Duhului Sfânt care a venit peste Biserica lui Hristos n-a putut să-l stingă nimeni. Toate persecuțiile Romei, pe urma ale Evului Mediu, a Bisericii Catolice, a comunismului de mai târziu, n-au putut stinge focul ăsta care vine de la Dumnezeu. Focul acesta, deci, nu poate fi oprit. Focul acesta consumă, arde. În urma focului, ce rămâne? Nu? Cenușă, Jar și cenușă. Focul ăsta, când vine din partea lui Dumnezeu, el arde tot ce este firesc, tot ceea ce trebuie să ardă în viața noastră. Este focul care ne curățește și consumă ființa noastră. Focul acesta aduce pasiune pentru Dumnezeu, pentru sfințenie, pentru cucerirea lumii, pentru împărăția lui Dumnezeu. Pasiunea aceasta despre care vorbea unul dintre profeți, cred că Eremia, spunea, am hotărât să nu mai vorbesc despre tine, am hotărât să nu mai predic, am hotărât să nu mai prorocesc. Dar ai pus un foc în oasele mele și asta mă mistuie pe mine, spunea el. Despre focul ăsta vorbea Domnul Isus Hristos care spunea, râvna casei tale mă mănâncă pe mine, mă consumă. Pasiunea aceasta pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, asta vine numai de la Duhul Sfânt. Și asta ar trebui să o reînflăcărăm în bisericile noastre. Focul aduce lumină. Nu e așa? așa? Acum trăim o vreme modernă, noi apăsăm un buton și s-a făcut lumină, dar până atunci trebuia să faci foc ca să ai lumină. Eu am trăit într-o vreme în care lampa era sursa de lumină a casei noastre. Și în fiecare seară s-a lampa. Dacă voiai să ieși afară, prindeai felinarul și te duceai să vezi ce fac vitele la grajd. Focul aducea lumină. Focul întotdeauna aduce lumină. Dacă avem nevoie astăzi de lumină, să înțelegem tainele vremurilor în care noi trăim, dacă avem nevoie de lumină, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și profunzimele Lui, numai Duhul Sfânt este acela care ne poate lumina mințile și sufletele să înțelegem aceste lucruri. Apoi, Duhul Sfânt aduce puritate, aduce sfințenie bisericii sale. Noi putem face eforturi serioase să ne ferim de păcate, să trăim frumos și cu minte în această lume. Dar cel care sfințește biserica și o pregătește pe mireasă pentru întâlnirea cu mirele ei, este Duhul Sfânt. Focul acesta curățește și purifică biserica pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Apoi focul aduce căldură, nu-i așa? E grozav Căldura e grozavă, în afară de aia din Arizona, nu? Dar dacă trăiești într o vreme, într-un într 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 climat rece, focul este o, o mare binecuvântare, este salvarea unei vieți. Căldura dragostei creștine, căldura iubirii de frați, să te simți bine împreună cu frații. Unul dintre cele mai frumoase complimente care ne se fac nouă ca biserică este tocmai căldura pe care o simt frații când vin la noi. Ne-a spus domnule, am fost la o biserică și mi-a spus numele, nu te întreabă nimeni cum te cheamă, de unde vii și unde te duci. Dar cum intri la voi în hol, deja vin patru-cinci să vorbească cu tine să... și căldura dragostei frățești este extraordinară, este nemaipomenită. Oamenii au nevoie de asta. Și apoi, ultimul lucru care vreau să menționez despre foc, este neprevăzutul. Dacă mai... Aveți timp să citiți și eu v-aș îndemna să vă faceți. Treceți pe la bookstore și nu știu dacă Marius mai are, cartea aceasta o cheamă alergare după gâsca salbatică. Eu am cumpărat-o pentru că mi s-a părut titlul ciudat. mi îmi plac lucrurile ciudate și întotdeauna mă atrag lucrurile neobișnuite. Nu am crezut că este o carte despre Duhul Sfânt. Nu ți minte exact ce nație din Europa, când vorbește despre Duhul Sfânt, îi spun Duhul Sfânt gâsca sălbatică. Foarte ciudat. Pentru că, zic ei, ca o gâscă sălbatică nu poți să o prinzi niciodată, este neprevăzută, nu știu unde se duce și așa este Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus că vântul ăsta vine de unde vrea el și unde, se duce unde vrea el. Nu poți să-l controlezi. Nu? Uh, Duhul Sfânt este totalmente neprevăzut. Nu poți să prevezi ce o să se întâmple next. De aceea bisericile noastre au un element neprevăzut, dangerous, nu te simți confortabil, s ar putea să se întâmple ceva, you, you never know ce se întâmplă. Pentru că atunci când Duhul Sfânt preia controlul, se pot întâmpla lucruri ciudate, neobișnuite, E mult mai confortabil să particip la un serviciu nu, în care totul este previzibil. Liturgia funcționează ca acum 100 de ani. Popii cântă pe nas, cantorul tot pe nas, ăla alt. Știe exact ce se va întâmpla, ce spune fiecare cuvânt, dialogul care există, totul e previzibil. E bine, atunci când vine Duhul Sfânt, nimic nu mai este previzibil. Dintr-o dată niște apostoli, majoritatea dintre ei pe scar, nu, vorbesc în limbi foarte ciudate, nemai de până atunci. Aici fac o paranteză, convingerea mea este că toți vorbeau în limbi necunoscute, dar cei care au fost acolo i-au auzit fiecare în limba lui. Pentru că Duhul Sfânt poate să facă și traducerea simultană a unei limbi cerești pe înțelesul fiecăruia. Eu am predicat în Rusia, pe vremea, fosta Uniune Sovietică, pe vremea lui Gorbaciov, am predicat într-o biserică și am predicat, bineînțeles, în limba română, la, la Cernăuți, într-o palatcă, așa îi spuneau, palatcă. Am fost foarte curios să văd ce este o palatcă, domnule, mă gândeam, palat, 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 ceva palat, nu? Ceva... Era un cort. Era un cort de nylon făcut într-o grădină. Avea nevoie de cizme de cauciuc să intre acolo. Am supraviețuit cu pantofii care aveam și am predicat în palton într-un frig teribil. Și spre marea mea surprindere, printre cei care s-au întors la domnul atunci era o femeie rusoaică care nu știa nicio babă românește. Am chemat pe cineva să mă traducă și am, am întrebat-o ce ai înțeles din predica mea. Să știți că înțelesese punctele esențiale ale predicii. Eu sunt convins că Duhul Dumnezeu se ocupă de noi în momente de genul acesta. Foarte mulți misionari care pleacă în străinătate să gândesc așa că mergând, cine știe, în Mexic, o misionar, dintr-o dată Duhul Sfânt o să-ți dea darul de a vorbi spaniola. Nu știu. Poate te va lăsa să vorbești românește în continuare, dar va traduce în mintea celor care, care te ascultă. Cred că e mai ușor asta decât să se ocupe. nu asta știți ce dificultăți ar avea Domnul cu noi să ne veți o altă limbă. nu? Când ne-a chinuit cu engleza asta de o bună parte din viață, nu-i așa? E mult mai ușor în mintea celui care ascultă să se producă operația decât în, în mintea ta care vorbești. Dar, mă rog, Duhul Sfânt este neprevăzut. Nu știm cum va sfârși serviciul nu știm ce se va întâmpla după predică, pentru că Duhul Sfânt lucrează într-un mod neprevăzut. Vine când vrea și se duce cum vrea, ca și vântul pe care nu poți să-l controlezi. Bine, spuneam că în seara asta va trebui să vorbim despre focul acesta care ar trebui reactivat în viața noastră a credincioșilor. Haideți să vedem ce am putea face să reaprindem focul acesta, și să vorbim în această seară de câteva focuri care ar trebui reaprinse în viața noastră a credincioșilor. Și în primul rând vreau să vorbesc despre focul ungerii supranaturale. Focul ungerii supranaturale. Ori de câte ori este prezent Duhul Sfânt undeva, se întâmplă ceva supranatural. Ba se aude un vânt puternic, ba se zguduie casa unde se adună cei care se adună numele Domnului, ba apar niște limbi de foc deasupra fiecăruia, ba cei care sunt încep să vorbească într o limbă necunoscută, se întâmplă ceva miraculos. Întotdeauna ungerea aceasta care vine de la Dumnezeu produce supranaturalul. Și avem nevoie de aceasta în bisericile noastre. Problema este că trăim într o lume care a falsificat așa de mult ungerea divină, încât nu mai știm ce este autentic și ce nu este autentic. Am, am început să comercializăm această ungere divină, am început să mimăm această ungere divină. Cu cât strigăm mai tare, nu? Frații o să creadă că ungerea divină este peste noi, nu așa? Eu sunt aproape deranjat de oameni aceia care se roagă uh, așa în campanie electorală tot timpul. Nu? El trebuie să se roage așa de tare încât toată lumea să fie convinsă că nimeni nu e așa de spiritual și acum la următoarele alegeri, pe, doar pe cine să alegem decât pe fratele ăsta care plin de duh. Și nu este decât o, un fals a ungerii divine. Vindem ungerea divină. Se cumpără foarte bine. Nu-i așa? Dacă făgăduim că toți bolnavii vor fi vindecați la următoarea campanie, vin cu cărucioare și vin de peste tot. În România, după Revoluție, au fost așa niște dezamăgiri cumplite și o reclamă proastă pentru creștinismul evanghelic, când stadioane întregi au fost umplute de bolnavi din toate felurile aduși la niște vindecători care vindeau ungerea divină și care, de fapt, nu performau deloc la înălțimea reclamei lor nu se întâmpla nimica. Au plecat bolnavii, probabil mai bolnavi acasă, după ce au fost înșelați în felul acesta. Ori de câte ori auziți de daruri supranaturale și de oameni care le produc și le au, țineți cont de lucrurile astea, nu zeificați oamenii niciodată. Nu zeificați oamenii. Indiferent cine ar fi acești oameni, sunt oameni. Au exact aceleași slăbiciuni pe care le ai tu și știi bine care sunt. Sunt confruntați exact cu aceleași probleme care le ai și tu. Nu îi zeificați. Haideți să vorbim cu cărțile pe față, că nu avem nimic de ascuns, nu așa? Vine în Phoenix un proroc și dacă îi se face reclamă grozavă, toată lumea buluc să-l asculte pe ăsta, așa -i? Puteți să duceți orice evangelist altul nu? care să vorbească cuvântul lui Dumnezeu ca nimeni. Nu se duce așa multă lume să asculte un evanghelist când se duc după prorocul respectiv. Nu? De ce credeți că ajungem noi încet, încet un non-profit organization? Okay? Pentru că îi omorâm pe proroci cu faima. Îi idolatrizăm, îi zeificăm pe oamenii aceștia. Ăștia nu au probleme să facă rost de bani, vine lumea, nu numai cu bani, cu purcel tăiat, gata, fript și cu cârnațul, un în... colac făcut pentru ei. Eu știu care o duc extraordinar de bine. Pentru că sunt suficient de mulți creștini care au zeificat oamenii. I-au zeificat pe acești oameni. Nu zeifica oameni. Nu ridica ungerea deasupra caracterului. Frate, de asta facem minuni de nu mai, de n-am mai văzut așa, așa ceva. 10 minuni pe metru pătrat. Extraordinar, fantastic. Acum, când mai minte omul, din când în când toată lumea minte, noi așa? Aveam scuze. Nu ne uităm la caracter. Domnul spune, nu vă uitați la daruri, uitați-vă la roade. Pomii nu se cunosc după daruri, se cunosc după roadă, după rodul pomului respectiv. Haideți să presupunem că în unul din pomii mei din curte, palo verde, palo verde, fantastic numele ăsta, sună grozav, nu? Plin de spin, face flori galbene, îmi umple swimming în ul și nu face nimic altceva decât cheltuială, trebuie să chem niște mexicani să-i taie, nu? Să curăț după el. Imaginați-vă că într-o zi mă duc și cumpăr o găleată de ceasuri, nu? Și le pun în pomul ăsta, le agață în pomul ăsta. Și vă chem să vedeți ce pom nemaipomenit care produce ceasuri. Ce spune despre mine? nu? Pomii, pomii, nu se cunosc după cadouri. Nu? Pomul de Crăciun, nu? Face globuri colorate? Pomul de Crăciun face bomboane salon? Nu, domnule, ăsta deloc. Astea sunt daruri, sunt cadouri agățate în crengile lui. Nu știu de ce suntem noi fascinați de pomii ăștia de Crăciun. De ce oare ne uităm numai la cadourile care atârnă în crengile lui? Vai ce daruri, câte daruri are fratele ăsta, nemaipomenit. Nu? Biblia zice, nu te uita la daruri, uită-te la roadă, uită-te la caracterul lui și-a lăsat nevasta, marele evanghelist, nicio problemă. Tot la fel de mulți ascultători, că el tot la fel de multe minuni face, nu? <gânghe> S-a întâmplat sub ochii noștri. Vorbește televiziunea despre cazurile astea. De ce credeți că popularitatea n-a scăzut deloc? Pentru că oamenii nu se uită la caracter. Se uită la ungere și el este unsul Domnului sau unsul Domnului. Uh, respinge senzaționalul, nu căuta senzaționalul, nu-l căuta. Nu este scopul lui Dumnezeu să facă minuni, să se hoalbe toată lumea la ele, să rămâne ca la dentist. Nu este scopul lui Dumnezeu asta. Haide să mergem să vedem ceva ce n-am mai văzut. Haideți să mergem să auzim ceva ce n-am mai auzit. Nu este scopul lui Dumnezeu să uimească lumea cu asta. Uitați-vă la minunile Mântuitorului. Tot le-a făcut cu mare discreție. Uneori le-a spus la cei vindecați, mergeți acasă și nu spuneți la nimeni. Dumnezeu nu vrea senzațional. Este ispita aceea la care Domnul a rezistat. Ce a spus satana? Aruncă-te de pe coama Templului, nu, și o să vadă toată lumea îngerii cum te prind pe brațe și te așează frumos. Domnul are spinț, a respins senzaționalul. N-a făcut demonstrații ale Dumnezeirii sale. Toată lumea în fața primăriei și o să vă arate eu cine este fiul Templarului. Fugiți de senzațional. Nu este niciodată bun. Cred că ar trebui să ne rugăm mai mult pentru darul deosebirii Duhurilor în aceste zile, pentru discernământ, pentru o minte limpede, să nu ne lăsăm păcăliți de toți făcătorii de minuni care sunt în jurul nostru. Să ne rugăm pentru focul ungerii divine, să ne rugăm pentru intervențiile supranaturale ale Lui Dumnezeu, dar în același timp, watch out, nu zeificați oamenii, Uitați-vă la caracterul celor care fac minuni, respinge senzaționalul și rugați-vă pentru darul deosebirii duhurilor, să știm de ce duhuri sunt cuprinși cei care fac minunile acelea. Spuneam că un alt foc pentru care ar trebui să ne rugăm să îl reaprindă Duhul Sfânt în Biserica noastră și în noi înșine este focul curățirii. Cineva spunea că pe altarele noastre de astăzi, ca și fiului lui Eli, aducem foc străin. Este foc străin pe altarele noastre. Ar trebui să ne gândim bine la, la sfințenie și la, la curățenia la noastră morală și spirituală înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a face orice. Să ne rugăm și să ținem foc sacru pe altarele sacre ale Dumnezeului nostru și nimic altceva. Practică și propovăduiește abstinența în domeniul relațiilor intime. Duhul Sfânt nu onorează pe cei care îl dezonorează templul lui Dumnezeu, care este trupul nostru. Trăiește o viață transparentă, pe dumneavoastră, nu vă enervează oamenii aceia opaci? Domnule, ești prieten cu el de o viață, nu știi nimic despre el. Nu știi nimic, mare, frat, suror, nu știi, numai pe el îl știi. El știe totul despre tine, pentru că ești transparent. Tu vorbești despre soția ta, despre copiii te, despre rudele tale, despre eșecurile tale, despre toate, el nu vorbește decât superlativele și numai lucrurile grozave ce se întâmplă în viața lui. Cu Rodica participam la multe conferințe ale păstorilor români și într-o zi am văzut că a venit supărată de la conferință și mi-a spus, zice, nu mai mă duc la conferințele femeilor. De ce? Nu mai rezist la încă o poveste de succes. Pentru că oriunde mergeai, auzeai numai povești de succes. Copiii erau cei mai grozavi, bărbatul cel mai bun, nu mai, îi ducea flori de trei ori pe zi. Flori de tei, dimineața. Flori mărului, nu? A, auzeai numai povești de succes și zice, domnule, familia noastră nu este așa, domnule. Numai noi suntem anormali. Toată lumea -i... Toți sau zece copii la școală? Nu fac prostii, numai noștri fac. Și e foarte greu să reziști la povestile astea de succes. După o conferință de familie pe care am ținut-o undeva, a venit o familie la mine și mi-a spus, zice, frate, e uimitor cât de transparent ai fost cu eșecurile tale, a familiei și a soției dumneavoastră. Zice, pare foarte rău, dar pastorul nostru nu are nicio greșeală niciodată. Și ăsta e perfect, familia lui e perfect. Întotdeauna se proiectează o imagine așa, nemaipomenită. Îmi, zice, îmi pare. Acum încep să fiu înspăimântată, spunea sora aceea, pentru că știu bine că nu e așa. Este o imagine, o proiecție. Este o viață opacă. Oamenii lui Dumnezeu sunt transparenți. Fi transparent. Cultivă frica de Domnul în tot ce faci. Frica de oameni nu este suficientă, nu? Frica de lege nu este suficientă. Mai ales noi românii, când auzim de o lege, primul lucru la care noi ne gândim așa ca români este, mă, cum să o păcălim pe aia? <laughs> nu, cum să nu respectăm? Ce am putea face să nu respectăm legea respectivă? Pe vremea lui Ceaușescu era o vorbă, foarte dură, zicea că animalele mici trec pe sub barieră, nu alea care știu să sară, sar peste, numai boii stau în fața barierei. Nu? Deci dacă ești cornut, nu? Respect legea, nu? Trebuie să fii prost de-a binelea să respecti legile, nu? Ori, chestiunea care îi, deasupra tuturor legilor, sunt legile lui Dumnezeu, nu? Și ar trebui să fie frică de Domnul. Nu fac asta pentru că mă pedepsește Obama sau cine știe cine. Ea. Nu fac asta pentru că Domnul este supărat pe un asemenea procedeu. Nu vorbesc. Am frică de Domnul. Și apoi, când ai călcat pe bec, supune-te disciplinei Bisericii. Nu te revolta. Știți că un copil care face o prostie acasă, nu? Și îl pedepsești și se revoltă. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu l-am bătaie mai zdravă după aia. Eu luam o bătaie în plus și că mă revoltam, nu? Știți că Dumnezeu face tot la fel? Când Dumnezeu folosește biserica să te disciplineze, nu te revolta, ascultă, supune-te, rezolvă-ți problema respectivă. Disciplina este pentru corectare, Focul Duhului Sfânt este focul care curățește. Și sunt așa multe lucruri de curățit în viața noastră. În al treilea rând, ar trebui să reînviem în viața noastră și în bisericile noastre focul integrității personale. Fii un om care se teme de Domnul, cum spuneam înainte, spune mereu adevărul, indiferent de cost. Spune mereu adevărul, indiferent de cost. Fiu un om care urăște câștigul necinstit. Nu contează de unde și cum. Sunt câteva lucruri care ne pot menține integritatea noastră. Și Duhul Sfânt a venit de la Dumnezeu să ne facă oameni integri, să ne păstrăm integritatea. Spune întotdeauna adevărul, dar întotdeauna spune-l în dragoste. S-ar putea uneori, știind adevărul, că e mai bine să taci decât să-l spui. Mai bine să suferi tu. Lucram în trusul de construcții de la, de la Oradea și știindu-mă pocăit, m-au pus la birou cu secretarul de partid. Birourile noastre erau față în față. Față în față unul. Și era cu ochii pe mine tot timpul, tovarășul. Suna telefonul și Primul care eram cel mai mic în grad acolo, luam telefonul să răspund, poftiți, la capătul celălalt a firului, zicea, vreau să vorbesc cu și Popescu. Și Popescu zicea, spune că nu sunt aici. Și eu spuneam Tăuarăș și Popescu a spus că nu e aici. Am avut foarte mult de suferit din prețul acestui adevăr. Ăsta când suna telefonul, zice, să nu răspundă la scăpăt. Oricine altcineva, nu? Erați mințeau și cooperau cu, cu el. Spune adevărul. Focul adevărului, Duhul Sfânt este focul adevărului. Știți că astăzi, mai ales în lumea carismatică, eu sunt îngrozit ce se întâmplă în această lume carismatică. Avem de-a face cu îngeri falși, praf de aur, profes mincinoși. Am avut de face cu ăștia, Când au plecat de la vorul bisericii, îmi spuneau: ce au fost niște îngeri aici care au stat într-un colț. Eu, săracul de mine, nu i-am văzut deloc. Dar mi-au spus că au, au scuturat ceva praf de pe aripile lor și, îi pre precis pe covor, aproape că voiam să iau aspiratorul să. M-am uitat bine de tot. Nu era deloc. Nici de diamante și nici de aur nu era praf. Dar atâta praf din asta se aruncă în ochii oamenilor de astăzi, mai ales în lumea carismatică, că nu vă puteți imagina. Vizitați o biserică de aceea, dacă vreți să vă vindecați definitiv. Mergeți pe internet, vedeți ce spun. De cum a intrat până a ieșit numai prorocii false din toate soiurile. Numai minuni și cine știe ce îngeri plutesc dintr-un colț altuia pe acolo și presară praf de aur în părul tuturora. Mi-a povestit unul că a participat la asemenea biserică și carile lui dentare au fost umplute cu aur. Așa, overnight, într o dată. Băi, spunem unde că mă duc și eu, că stau rău cu treaba asta, nu? Și mi-a spus că și el, că după ce a venit de acolo, a primit darul ăsta, nu? Și el acum, când se rogă pentru cineva, le umple plombele la toți. Răzmea, tu ești periculos. Tu ești un tip periculos. Dar de ce? Păi ea imaginează că mă doare un picior și vin la tine, te rogi pentru mine și eu capăt un picior de lemn. Păi dacă Domnul ar fi vrut să mi repare mie dinții mei găuriți, mi-ar fi dat dinți buni, nu-i așa? Nu mi-am fi un cu aur, nu? Se doar un picior, nu? Ca picior de lemn. Are și el avantajele lui, am auzit că nu te doare. <laughs> După aia. Dar am studenți, aveam deja o listă mare cu avantajele piciorului de lemn. Așa. Înger falși, prav de aur, darurile autentice ale Duhului Sfânt zidesc biserica întotdeauna. Gândiți-vă la lucrurile astea. Dumnezeu și Duhul Sfânt nu seamănă confuzie. Nu se amână confuzie. Nu mai știe exact ce se întâmplă. Domnule, așa pune prorocia de alambicat că poate să fie interpretat oricum. Nu? Oricum. Ce ar fi să o, să o spună clar? Să nu le lasă domnule așa în limbo. Nu mai știm exact încotro o luăm. Dar Duhului Dumnezeu întotdeauna nu seamănă confuzie, el aduce zidire bisericii și, așa cum spuneam înainte, întotdeauna mai importantă ca darule este, mai important ca darule este roada Duhului. Focul adevărului. La învierea Domnului Iisus Hristos spune Sfânta Scriptură că soldaților li s-au dat mulți bani să spună că l-au furat, furat apostolii. Și minciuna aceea, zice textul Scripturii, s-a răspândit până în ziua de astăzi. Știți că pentru minciuni sunt bani întotdeauna? Știți că minciunile sunt finanțate foarte bine? Oamenii nu dau bani pe adevăruri, pe minciuni câte vreți. Dau bani cu nemiluita. Mi se pare nemaipomenit, domnule, fantastic, mega-ciorci, super-mega-ciorci, nu? Minun la toate pasurile. Pică lumea așa ca muștele la simplă mișcare a mâinii, nu? A predicatorului. Dacă mai dă și cu haina, clar că nu se mai scoală vreo jumătate de oră de acolo. Slain in the spirit. N-am auzit chestia asta deloc. Uitați-vă ce se întâmplă cu mișcările carismatice care au promovat râsul sfânt și, și Toronto Blessing. Numai, numai la asta gândiți-vă. Oameni care dintr-o dată fac ca toate animalele de, din lume și găsesc versete biblice, că croncănesc ca, ca și corbi, gem ca nu știu ce alt animal. Și fac asta în biserică. Fratele Galeș, mi-am adus aminte de el zilele trecute, spunea că l au luat pe fiul sau pe unul dintre băieți și l-a dus la o biserică americană. Și a început un dans din acela nemaipomenit și fugeau toți prin sală. Și era unul care fugea așa droată peste tot prin sală. Și băiatul spune, tati, dar tu ai zis că mă duci la biserică, mai m-ai dus la aeroport. <laughs> fugea așa ca un avion. Focul adevărului Focul adevărului ne ne, ne, ne scoate din acest fals, în această manipulare Știți că una dintre ispitele permanente ale noastre, ale pastorului, a pastorilor de astăzi, este manipularea? Una dintre ispitele permanente. Vrând nevrând, imediat miroși cam ce vor frații. Nu? Și le spui cam ce vor ei. Păi dacă le spui ce vor ei, dau mai mulți bani la biserică, că te iubesc mai mult, te aleg din nou. Nu? Și treptat, treptat, frații vor complet altceva de ce vrea Domnul și ce vrea Scriptura. Nu? Și atunci ai de ales, ești popular nu? și te iubesc, sau spui adevărul, vorba proverbului spune adevărul și fugi. Iau la fugă, după aia. Focul adevărului. Numărul 5, focul dreptății focul dreptății. Aici ar vrea să vă spun un lucru foarte clar. Facem parte noi, pentecostali americani, creștini americani, facem parte dintre creștinii bogați ai acestei lumi. Facem parte dintre creștinii bogați în aceste lume. Avem mult mai mult decât avem nevoie. Știți că majoritatea credincioșilor din lume sunt săraci și uneori săraci lipiți pământului, Știți că noi ăștia bogați am inventat Evanghelia Prosperității? Păi sigur că da, de-aia de suntem noi binecuvântați, că suntem de treabă, nu? Pocăiți buni, Domnul, revărsat harul și binecuvântările pe sână. Ăia au ceva păcate la viața lor, nu? De-aia sunt așa de sărat. Știți că ar trebui să mergem să ne cerem iertare de la ei? Știți că ar trebui să ne gândim la această dreptate socială? O, noi trăim într-o lume extrem de segregată, nu? Fiecare locuim într-o casă și în mijlocul unei comunități de oameni care au cam tot atât bani cât să avem noi. Nu? Dacă noi ne-am permis să cumpărăm casa asta, și ei al alții au permis cam ca și noi. Oh, zice cineva, that's a bad neighborhood. Ei? A trecut unul binevoitor pe stradă, nu? A văzut biserica noastră și mi-a trimis un text message și mi-a spus că suntem într-un bad neighborhood. Și yeah. am so sorry, brother Lascaux, dar your church looks like a funeral home. I am scris înapoi, am spus, domnule, așa se întâmplă cu oamenii care judecă lucrurile de, din afară. Bună și am avut, și am avut impresia despre dumneavoastră că ești un om inteligent. <răzări> Privind în afară, arată un om inteligent, nu? Ce-ar fi să ne ducem să vedem unde locuiești oia la alții? într-un bad neighborhood. Într-un neighborhood unde se locuiește cu gratii la ferestre și la uși. De ce o are? De estetică? Ce-ar fi să vedem cum trăiesc și alții? Și ar trebui să mergem să ne cerem iertare de la ei. Că nu că am trăit noi bine și asta ar fi vinovăția noastră, este că nu ne-a păsat de ei niciodată. Nu ne-a interesat de niciodată. Este atât atâta nedreptate în lumea asta. Și că vine Duhul Sfânt, te învață să faci dreptate. Te învață milă, compasiune. Gândiți-vă la aceste lucruri. Focul acesta ar fi trebuie aprins din nou. Știți că atunci când se uită la noi creștinii sărași din lume, văd de noi niște profitori de Dumnezeu? Și uneori ne purtăm ca, ca atare, nu? Doamne, dăne, Doamne, făne, nu? dă -ne mai mult, binecuvântează-ne. Și cuvântul ăsta are o semnificație extrem de largă. Eu cred că, cred, că, Dumnezeu întotdeauna se supără, spune, mă băie, te spune ce vrei. Bani, mașină, ce înseamnă binecuvântare, Domnule, pentru că pentru fiecare dintre noi cuvântul ăsta înseamnă foarte diferit. Binecuvântă-ne, Doamne! Și suntem judecați și percepuți de restul lumii sărace din această lume ca niște profitori de Dumnezeu. Fugeți de lucrarea aceea, aceea care este axată numai pe bani. E adevărat că Dumnezeu lucrează cu oameni, prin oameni și banii sunt un mijloc prin care putem să ajutăm pe alții. Dar când ei devin scopul numărul unu, atunci orice lucrare se duce. Gândiți-vă la, la modul acesta defectuos în care gândim. Duminica viitoare o să facem o dare de seamă să vedeți cum au venit banii și cum i-am cheltuit, dar sunt unii care gândesc în termeni de business. Domnule, unde sunt banii, domnule? că la noi acasă sunt la ciorap. La noi acasă sunt în bancă. Sunt în conturile noastre, domnule. Ăștia, cum capăt un ban, îl cheltuiesc. Noi îl ținem. Ține-l, domnule, că o să vină cineva să-l pa pentru o zi. Nu? Ai grijă de ei. Zgârcenia care ne caracterizează. Lipsa de compasiune pentru ceilalți, pentru comunitatea din care facem parte. Indiferența la nevoile și la suferințele celorlalți. Să știți că lucrul acesta este foarte supărător pentru Domnul. Și biserica ar trebui să reaprindă focul ăsta al dreptății. Apoi există focul libertății spirituale. Focul libertății spirituale. Abuzul spiritual și supunerea nesănătoasă de astăzi. Există biserici în care se propovăduiește o supunere totală față de episcopul tău. Iau versete din scriptură și păstorul sau preotul pur și simplu controlează întreaga viață a oamenilor. Am cunoscut în Chicago și am, am fost dascări la școala noastră dominicală o familie excepțională, au dispărut. Așa am, aflat despre UBF, University Bible Fellowship. Așa o chema. Era un cult. Copiii aceștia, niște intelectuali, și-au terminat facultățile, locuiau într-un apartament și n-aveau voie de la mai marele lor să-și cumpere decât saltea pe care să doarmă pe jos. De set. Toți banii acestei familii se duceau la biserica aceea. Ei le aprobau cât să mănânce în fiecare lună. A fost o, o, o tragedie să vezi o asemenea despersonalizare și un control total altora în numele spiritualității. Dragoste aceasta exagerată pentru denominațiunea noastră, nu? care se soldează cu respingerea celorlalți care nu sunt Church of God, Assembly of God, Uniunea Bisericilor și așa mai departe. Este groaznică. Nu este de la Domnul. Domnul ne aduce, Duhul Sfânt aduce libertate. Nu ne aduce o regimentare într-o anumită denominație. Dacă nu ești de la noi, ești împotriva noastră. Respingerea altora, denominaționalismul exagerat, un semn distinct că oamenii sunt lipsiți de libertate spirituală este desconsiderarea femeilor și a copiilor în biserică. Cineva care ne cunoaște biserica cât de cât a spus că nu vine la noi pentru că la noi femeile vin la învon și citesc, domnule, la învon. El se duce, el zice, domnule, du-te acolo într-o biserică unde femeile stau la cratiță, tac din gură și fac prunci. Nu, no, tu stai acolo în biserica aia. Eu aș fugi dintr-o asemenea biserică care le tratează pe femeile noastre în acest hal. Eu aș fugi dintr-o asemenea biserică. Biserica asta este, aceea este lipsită de respect față de femeie. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos în viață dintre cei morți s-a arătat prima dată cu ei. Femeilor, de ce credeți că a făcut-o? Să-mi spună mie și ție, că trebuie să terminăm o dată pentru totdeauna cu habotnicia noastră, cu superioritatea rasei noastre, a bărbăției noastre și să respectăm celelalte ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eu mă bucur că biserica noastră face pași și progresăm în direcția aceasta, să le respectăm și să le oferim libertate surorilor noastre să lucreze. Atitudinea față de copii, a bisericii. Copiii sunt și ei parte din biserica de astăzi. Nu sunt biserica de mâine, sunt biserica de astăzi, frații noștri mai mici. Nu un deranj, ci o oportunitate, o investiție de viitor. Știți bine atitudinea aceea a unora care cred că au un telefon roșu, nu? Au un telefon roșu cu Domnul. Așa, dintr-o dată, i apucă uh, sfințenia asta, numai ce vrea Domnul. Domnul mi-a vorbit și mi-a spus să vă spun. Pot să mai comentez, domnule, dacă Dumnezeu a dat ordinul ăsta? Nu, nu mai pot să comentez. Toți dictatorii spirituali și-au arogat. Uh, proprietatea acestui telefon roșu ei cu Domnul. Domnul vorbește numai cu ei. Eu cred că Duhul Sfânt vorbește cu fiecare dintre noi. Când auziți pe cineva că numai lui vorbește Domnul și nu la celălalt, fugeți de omul ăla. Fugiți de oamenii aceia. Cred că în bisericile noastre ar trebui apoi reaprins focul rugăciunii. Focul rugăciunii. Nevoia de limbajul spiritual la rugăciunile noastre, de vorbire în alte limbi, este enormă în bisericile noastre. Nu neapărat în semn demonstrativ public de la învon să arătăm cât de duhovnicești suntem noi, pentru că asta cred că este o urăciune înaintea Domnului ci în rugăciunea ta particulară, în relația ta personală cu Domnul. Lasă-L pe Duhul Sfânt ca prin suspine negrăite să comunice ceea ce este în sufletul tău, Domnului tău. Ar trebui să înceteze scindarea aceasta în legătură cu vorbirea în alte limbi, limba rugăciunii din bisericile noastre. Mă bucur că tot mai mulți frați de alte denominații au înțeles lucrul acesta și mișcarea carismatică a trecut granițele denominațiilor religioase. Dar încă lupta aceasta mai există în, în bisericile noastre. Focul rugăciunii personale ar trebui reaprins, iubiți frate și surori, nu numai acela public. Acum, cu un mic exercițiu, să știți că am reușit să ridicăm decibelii rugăciunii noastre și să impresionăm pe toată lumea. Probabil că da, dar nu pe Domnul. Domnul știe exact de, spiritualitate, de spiritual suntem noi. Am fost undeva în, în Europa, într-un oraș din Europa și m-am dus la un cu vreo cinci tineri. Toți erau tineri, Am bătrânul, cel mai bătrân dintre, dintre toți acolo. Și când au început să se roge, m-am speriat. Efectiv m-am speriat, nu mi-am dat seama la ce trebuie să mă aștept și dintr-o dată am, am fost șocat. Așa de tare urlau băieții ăștia cinci din față, pentru că urmau alegerile. Și trebuia să hotărească biserica care din ei e cel mai bun de păstoră. Și nu puteau să demonstreze decât urlând din toți bojocii. Mi-am băgat degetele în urechi ca să mai pot să mă aud și eu ce zic Domnului, cumva să mai. N-am rezistat. Nu rugăciunea publică este așa de importantă, ci este importantă și asta. Și rugăciunea ta personală. Când te vei ruga cu foc acasă, o să o faci și la biserică fără o problemă. Dar dacă manipulăm, Amin, fraților. Amin, amin. Mai e încă o dată. N-am auzit. A, ați, ați fost supuși la umilințele astea, așa N-ați mâncat azi dimineață. Nu se aude. Slăvii să fie Domnul. Am fost undeva într-o biserică, cum am dus la, la învon, încă nici n-a apucat să ne, rugăm când cel care conducea biserica a tras, a un strigă din acela care m-a năucit. Isus Hristos e Domnul! Da, ce să... Eu, -am, eu nu am atâta talent. Dar unul le el la așa, disperat. Și bineînțeles că biserica era antrenată la un asemenea, asemenea lozincă, nu? Să răspundă, amin! Da? Eu nu cred că asta, asta este spiritualitate. Manipularea unei săli întregi să se poarte într-un anumit fel. Focul rugăciunii, dacă trebuie aprins, trebuie aprins acasă la fiecare dintre noi în rugăciunea noastră personală. Și ultimul lucru care vreau să închei, aveam de gând să vă las mai repede acasă astăzi, este că biserica are nevoie să reaprindă focul dragostei autentice. Dragostei autentice. Focul iubirii autentice distruge rasismul. Știți asta? Gândiți-vă la experiența cinzecimii, suntem într-un context foarte multicultural. Cultural. Toate soiurile de oameni, de la Marea Neagră, ați auzit, cretani și arabi, și arabi, domnule, erau acolo, nu? Frigia, Panfilia, Egipt, Iudeia, Capadocia, din Mesopotamia, ma, Mez, Perși, Parți, Elamiți, la Rusalii avem de-a face cu, cu, cu un melting pot, nu? Cu, aveam de-a face cu, cu o oală de ciorbă în care toate legumele sunt, dacă vreți. Toți sunt acolo, toate neamurile pământului. Mănâncă diferit, se îmbracă diferit, vorbesc limbi, limbi diferite și probabil să și urăsc reciproc. Unii se cred mai grozavi decât alții. Era unguri, români, Nu? Nu mă lasă, gândiți-vă, țigani de la Toflea, niște mexicani. Gândiți-vă la chestia asta, nu mai vorbesc că erau și niște negri. Gândiți-vă, transpuneți în vremea de acum multiculturalismul acelor zile și imaginați-vă că ăștia sunt toți aici, veniți să audă ce se întâmplă cu noi. Știți că atunci când a venit Duhul Sfânt, a dispărut, au dispărut granițele acestea etnice, granițele rasiale? Știți că Duhul Sfânt ne face frați cu toți? Când văd pe cineva rasist, știu că Duhul Sfânt nu -are, -are, nimic de a face cu omul ăla. Rasismul nu are nimic de a face cu creștinismul. A fost denominațiuni întregi americane care s-au ruinat din pricina rasismului Church of God, din care vin și pentecostalii români, nu? Din pricina rasismului s-au format Church of God in Christ, negri. Nu o să puteau închina cu cei albi, nu? Nu puteau sta pe aceeași bancă, în biserică. Focul Duhului Sfânt declanșează dragostea de oameni, dragostea de frați, iubirea de toți oamenii dacă biserica lui Dumnezeu are nevoie de ceva, are nevoie de asta. De acest foc. Or, noi ne izolăm așa de repede, cu cât o biserică mai mare, cu atât ne căutăm prieteni cam de aceeași nivel de-a nostru, așa -i? Acum, când faci parte dintr-o biserică mică ca a noastră, nu mai poți face mic, asta e, cu asta trebuie să trăiești, nu? Așa suntem n-ai de ales prea multe. Dacă însă mărești o biserică, veți observa că se creează grupuri de prieteni. Mai toți au business de parchet, ca să se întâmpla în Chicago. Toți ăștia cu parchetul erau la oaltă, nu? Să adunau la altă, vorbeau aceeași limbă. Telectualii, nu? Să adunau la oaltă. O începem să ne separăm imediat. Avem uh, uh, repulsie față de ăia alți care sunt de, altă de alte clasă sau dintr-o castă mai joasă decât noi, ăștia alți. Nu? Să știți că atunci când apar diferențele astea, este o dovadă clar că Duhul Sfânt nu are nimic de face cu noi. Duhul Sfânt ne face să trecem peste astea să avem prieteni din toate categoriile sociale, din toate culorile, din toate rasele, să iubim umanitatea. Suprema iubire este când iubim întreaga umanitate. Orice ființă umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru ea a murit Isus Hristos. Și Duhul Sfânt a venit să ne dea o asemenea, o asemenea dragoste de oameni. La asemenea iubire, un asemenea foc ar trebui reaprins în bisericile noastre și propovăduit. Și mai suflat în focul ăsta din când în când, când vedem că uh, începe separatismul, și elitismul. Despre asta am vrut să vă vorbesc în această seară. Focurile astea, pe care le aduce Duhul Sfânt în biserică, trebuie reaprinse. Și trebuie să o facem noi. Și să muncim la lucrul acesta pentru ca, într-adevăr, să fim botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Și focul ăsta să ardă în oasele noastre, în Biserica lui Hristos. De Rosalie s-au întâmplat aceste lucruri. Ucenicii au fost folosiți de Dumnezeu să comunice cu toți. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt să comunice cu toate neamurile Pământului. Să spună tuturor neamurilor Pământului că e un loc la cruce pentru fiecare. Și că Isus Hristos a murit pentru mântuirea tuturor oamenilor. Numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în veci. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu rugăciune, spunând Domnului, Doamne, reaprinde focul acesta al Duhului Sfânt în viața mea. dă putere, Doamne! dăm putere să cooperezi cu Duhul Tău cel Sfânt, să reînflăcărezi darurile tale și să devin un instrument folositor în mâna Lui pentru binele bisericii tale. Haideți să ne rugăm. Doamne,